Doamnelor, domnilor, sunt Tatiana Pașcovski, mă bucur să vă salut și în această seară. Nu uitați, ne vedem și ne auzim pe ambele maluri ale Prutului din capitala veche a Moldovei, la Iași TV Live și 10 TV în Chișinău. Alături de mine, în prima parte a emisiunii, este Adrian Dupu, președintele PNL Diaspora în Republica Moldova, stabilit de câțiva ani de zile la Chișinău. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Noi cu Adrian ne cunoaștem de câțiva ani de zile, de prin 2014 încoace, și am tot comunicat și știu foarte bine, Adriane, că în Republica Moldova te-ai integrat foarte bine în acești ani de zile. Da, viața te obligă într-un fel sau altul, n-a fost chiar așa de greu, ținând cont că avem aceeași limbă, aceeași cultură în cea mai mare parte. Și tu fiind moldovean de aici, din Iași. Da, din Iași sunt tot moldovean. Moldovean din Iași, care acum se află la Chișinău. Spune-mi cum se vede Chișinău la acest început de 2018? Din păcate, nu se vede altfel decât s-a văzut la începutul 2017. Adică nu pot să spun că s-a schimbat ceva radical în ultimul an sau că privesc, sincer, cu mai multe așteptări la 2018. Speranțe, da, dar așteptări, nu neapărat. Dar în acești 5 ani de zile, de când te afli tu în Republica Moldova, lucrurile au evoluat spre bine sau au evoluat spre rău? Țin minte că prima mea zi la Chișinău a fost o zi înainte ca domnul Leancă să fie investit ca prim-ministru. Și atunci Republica Moldova era văzută drept copilul minune al Europei, speranța Europei, dar lucrurile, și mă așteptam ca lucrurile să evolueze și să meargă spre mai bine. Toată lumea spunea, vai, Moldova va fi viitoarea Elveției a Europei. Nu s-a întâmplat așa, cu părere de rău. Probabil că 2013 a fost, cum să zic, punctul culminant, iar de acolo lucrurile prea mi-au luat-o în jos. Cu toate acestea, după 2013 a urmat 2014 și știm foarte bine că în acel 2014 Republica Moldova a avut câteva puncte importante pentru statul care încearcă să se apropie de Uniunea Europeană. Am căpătat acel regim liberalizat de vize, a fost semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care include și acordul de asociere economică. Adică după 2013 au mai urmat câteva evenimente. Într-adevăr, au fost 2013-2014 perioada de vârf, ca să spunem așa, a Moldovei. Aceea a fost chiar, pot să spun că cea mai bună perioadă, au fost lucrurile cele mai importante s-au întâmplat atunci, dar alte evenimente după aceea, care să spunem că au adus un impact pozitiv, nu am văzut. După alegerile parlamentare din 2014, de câte țin minte, nu s-a continuat pe acest trend ascendent sau pe acest... La sfârșitul acelei campanii electorale, de fapt, am fost anunțat că din trei bănci din Republica Moldova au dispărut $1 miliard. Nu știu, cum e, cu banii e ca cu materia, nu dispar, se transferă de la unul la altul. Nimic nu dispare, totul se transformă. Exact, așa că foarte mult nu am aprofundat această problemă, a ținut... Într-adevăr, prima pagină a tuturor ziarilor, nu doar din Moldova, ci din poate întreaga lume, multă lume a scris despre asta, dar nu este o imagine clară. Sunt vinovați, sunt oameni implicați acolo, dar atâta timp cât lumea nu are acces la ce s-a întâmplat acolo, nu se poate trage o concluzie pertinentă. Și tu ca spectator acolo la Chișinău, cum ai văzut în acești ani de zile? S-a dus de fapt o luptă pentru a recăpăta acești bani, pentru a fi pedepsiți persoanele care s-au făcut vinovate de această gaură enormă în sistemul bancar și în bugetul Republicii Moldova? Sau din potrivă, lucrurile au fost lăsate așa să se piardă pe undeva capătul... Părerea mea și ce am văzut și în cercul de oameni care mă învârt este că
s-a dus o luptă clară pentru, sau dacă adevărul se știe, nu se face public. Cam asta este părerea mea. Motivele nu pot să le... Na, fiecare înțelege ce vrea, știind care e contextul în Republica Moldova. Iată, tu ajungând acum atunci la Chișinău și am văzut că te-ai implicat în ultima perioadă în viața politică din România, fiind la Chișinău. Foarte interesant, pentru că până a fi la Chișinău nu ai avut tangențe cu politicul, cu partidele din România. Eu fiind plecat de foarte mulți ani din România, de 15-16 ani, am ținut legătura, ca să zic, cu ce se întâmplă în viața românească, dar implicarea a fost destul de dificilă, fiind departe de țară, mai exact în Germania. Ajungând la Chișinău, mi-a fost mult mai ușor să mă implic și să încerc să aduc un aport la ce înseamnă politică românească, Bun, mai ales pentru românii din afara țării. și să-mi spui părerea ta, totuși, cum ți se pare activitatea partidelor politice din România vis-a-vis de Republica Moldova? Știu partidele de aici, din partea dreaptă a prutului, ce se întâmplă la Chișinău, cum trebuie să acționezi, au un plan sau totul e așa mai mult sporadic și se intervine atunci când e necesar, când deja, ca atunci cum a fost, de exemplu, în 2016, era necesar bani pentru Republica Moldova, pentru că altfel nu reușea guvernul Filip să achite salariile și pensiile. Partea cu împrumutul nu a fost o chestie care partidele politice românești au decis. A fost un lucru pe care guvernul PSD l-a decis, fiind într-o relație de prietenie foarte bună cu guvernarea de la Chișinău. În ce privește partidele românești, prezența lor în Republica Moldova, singurul partid românesc care are o filială în Republica Moldova și care este activ acolo este Partidul Național Liberal. Celelalte partide sunt prezente sporadic, la alegeri sau din când în când. Ceea ce, bine, PNL-ul este și cel mai vechi partid politic românesc. Am fost prezent în Basarabia și înainte de 1944. Stai, că mai este un Există partid recorduri. foarte activ în ultimii ani de zile la Chișinău, un partid românesc activ, vorbim de PMP, pentru că odată cu apariția acestui partid politic, știu foarte bine că și Eugen Tomac și Traian Băsescu sunt foarte des la Chișinău și au activități, adică se... Din câte știu, domnul senator Traian Băsescu este prezent la Chișinău în calitatea sa de președinte de onoare a unui partid moldovenesc. Nu am văzut, nu cunosc membrii PMP în Chișinău, au fost 2-3, nu știu dacă mai există. Nu au o filială în Chișinău, nu au avut niciun fel de activități, totul se desfășoară sub egida unui partid moldovenesc. Deci nu știu dacă asta înseamnă că ar fi prezenți acolo. Așa e și PSD-ul, așa e și ALDE din când în când. Dacă vine un reprezentant de-a lor la Chișinău, spun că sunt acolo. Dar Așa se văd lucrurile. cu toate acestea, politicienii din capitală, de la București, au o viziune foarte clară despre Republica Moldova, au un plan sau totuși lipsește această strategie pe termen lung referitor la Republica Moldova? Pot să vorbesc în dreptul Partidului Național Liberal. Celălalt, n-am Asta. citit Bun, programele Partidul celorlalte Național partide. Liberal, care din partea căruia a candidat președintele Iohannis. Hai să Da. discutăm. Noi avem, într-adevăr, și mai ales după alegerile care au avut loc anul trecut, când domnul Ludovic Orban a fost ales președintele partidului, s-a început o apropiere mai mare de față de Republica Moldova. Domnul Orban a declarat în nenumărate rânduri că îl preocupă în mod deosebit de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, cunoaște foarte bine situația de acolo, chiar a fost la Chișinău în octombrie, a avut Așa. o vizită de câteva zile la Chișinău și, într-adevăr, se încearcă, eu personal am observat acest lucru de interesul care este din partea liderilor
partidului de la București față de Republica Moldova. Și la Chișinău s-au văzut cu cine? Cine sunt actorii politici de la Chișinău care au deschis ușa și au discutat cu Victor Orban? Domnul Orban a avut întâlniri cu liderii partidelor partenere, PLDM, PAS și PPDA. Așa. Am avut întâlniri cu diferiți ambasadori acreditați la Chișinău și, bineînțeles, cu membrii noștri, cu simpatizanții. Acestea fiind, adică cu cei de aflați acum la guvernare, nu s-a văzut cu Pavel Filip sau cu Vlad Plahotniuc, de ce nu? Domnul președinte Orban a venit în calitate de președinte PNL și nu a avut întâlniri oficiale pentru că partenerii noștri în Republica Moldova sunt partidele membre sau afiliate PPE. Așa, să înțeleg că în campania electorală din 2018 de la București, atunci când se va transmite vreun mesaj din partea Partidului Național Liberal, mesajul va fi de susținere pentru aceste trei formațiuni politice. Partidul Național Liberal nu se implice, dar e clar că vom susține sau vom ține pumnii partidelor partenere. Nu vom face campanie electorală pentru ei, dar susținerea noastră, la fel cum atunci când CDU, de exemplu în Germania, trece prin alegeri, susținerea noastră, într-un fel sau altul, dacă e nevoie, este față de partidele noastre partenere, oriunde în Europa. Păi, și nu ți se pare straniu că, iată, deschiderea aceasta și interesul față de Republica Moldova din partea Partidului Național Liberal vine acum? Adică, ani de zile, știm foarte bine că este unul dintre cele mai vechi partide din România și iată că s-a ajuns abia 2017 ca să înțelegi că e necesar de a-ți face mai vizibilă prezența și vocea în partea aceasta de România, în partea de stânga a prutului. Nu pot să comentez eu sau să-i judec pe cei care au fost înainte, mai ales că eu nici nu eram membru acum mai mulți ani în Partidul Național Liberal, nu eram implicat în politică. Ceea ce știu este că Partidul Național Liberal a trecut acum printr-o fuziune, a fuzionat împreună cu Partidul Democrat Liberal. A fost o perioadă în care au fost conduse bicefalele în toate organizațiile și atunci normal că lumea s-a concentrat mai mult pe această unificare a dreptei românești. Oricum și înainte de aceasta, fostul Partid Democrat Liberal era destul de prezent în Republica Moldova, avea o colaborare foarte bună cu Partidul Liberal Democrat, care este membru PPE de mai mulți ani, de 3-4 ani, din câte știu, dacă nu greșesc. Deci nu e ca și cum a apărut PNL-ul peste noapte în Republica Moldova. Ca drept dovadă, fostul PDL, actual PNL, a obținut rezultate foarte bune mereu în Republica Moldova. Ca să nu uităm că domnul Băsescu, de câte ori candidat la președinție, candidat din partea PDL, care este acum PNL, deci nu am apărut peste noapte. Absolut, știu foarte bine toată această istorie a PNL-ului în Republica Moldova. Cu toate acestea, mi se pare un pic straniu ca în 2017 să se trezească cu faptul că, uite, ar fi bine ca să fim cât mai vizibili și la Chișinău. Vreau să te întreb totuși, până la urmă, cum ți se pare? Ce se întâmplă acum? Pentru că ai spus despre faptul că v-ați văzut cu partidele partenere a PNL-ului, cu Partidul Liberal Democrat, cu Platforma DA, cu Partidul Mai Sandu PAS. Spune-mi, te rog frumos, dacă cum ți se pare atmosfera în opoziția de la Chișinău? Părerea mea este că în Republica Moldova, în acest moment, este foarte greu să implici oamenii în politică. Iar politica fără oameni Dar care implicați, este cauza? dezamăgirea oamenilor. Au existat partide, au existat contexte care i-a dezamăgit mai ales pe tineri. Și aceștia nu mai doresc să facă politică. Nu mai doresc să se implice, nu mai au niciun fel de motivație.
Și în acest context este foarte greu să construiești un partid politic, pentru că numai la centru, și am avut discuția aceasta de mai multe ori chiar cu liderii acestor partide și le spuneam, când se discută în România despre aceste partide, se vorbește Partidul Maia Sandu, Partidul Adrian Năstase, lumea nu cunoaște lideri, nu cunoaște oameni din partid, nu Alți cunoaște nici oameni decât denumirea de acești multe ori, se și face referire Partidul Liberal partidul Democrat, care este partidul care a fost al lui mai Vlad Filat vechi, și da. acum. Și acum, nemai fiind domnul Filat, au început oamenii să-l identifice ca PLDM, dar până la momentul în care era domnul Filat președinte, era partidul lui Filat. Deci nu exista partidul, exista numai omul. Cu toate acestea, în cealaltă parte am văzut Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Sunt foarte activ și văd foarte multă lume care tot aderă la aceste partide. Cel puțin Partidul Democrat are acest obicei de a transmite comunicate de presă de fiecare dată că, iată, astăzi au mai fost semnate nu știu câte carnete de partid. Cum se întâmplă că cineva reușește să adune oameni, iar cineva nu? Eu cred că asta e o întrebare mai mult sau mai puțin retorică. Nu știu, au o altă strategie pe care nu vreau să o comentez, Partidul Democrat, în ce privește recrutarea membrilor. Noi nu avem niciun fel de colaborare cu Partidul Democrat, în așa fel încât nu pot să spun cum reușesc ei, deși cred că foarte multă lume înțelege cum reușește să atragă membrii. E mai ușor când ești la guvernare. Cum? E mai ușor când ești la guvernare să-ți fidelizezi membrii sau să-i Adică atragi. funcțiile sunt cele care până la urmă atrag membrii de partid? Depinde de la om la om. Pentru a reveni în continuare la discuția noastră legată de partidele din și politicienii din România vis-a-vis de Republica Moldova. Zilele acestea se discută foarte mult despre o reformă a guvernului la București. Știm foarte bine că am văzut că vor să reducă numărul ministerilor. De altfel, la Chișinău acest lucru s-a întâmplat în 2017. Au fost reduse numărul ministerilor, acum fiind o nouă, ar urma să fie un nou guvern cu noi nume în guvernul de la Chișinău. Iată și la București se întâmplă că unele ministere ar urma să dispară. Unul dintre acestea, despre care se tot discută și se vehiculează că ar putea să dispară, este Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Este un minister care se ocupă în mare parte de diasporă. Cum ți se pare această idee de a dispărea ca instituție acest minister? Aș vrea să încep cu contextul larg, acesta al așa zisei reforme a guvernului. Aici este vorba nu de o eficientizare a guvernului, ci este vorba de o răfuială între Liviu Dragnea și Mihai Tudose, iar acest lucru se răsfrânge asupra guvernului. Fiecare vrea să demonstreze că deține controlul și că este mai puternic în partid. Nu e vorba de binele românilor, ca să ne înțelegem. În ceea ce privește discuție despre lichidarea Ministerului Român de Pretutindeni, nu mă miră, pentru că PSD-ul niciodată nu a avut și nu a încercat să asigure românilor plecați vreun fel de ajutor, vreun fel de beneficiu, vreun fel de sprijin sau să aibă o anumită colaborare. Pentru că se știe, românii din afara granițelor votează tot timpul cu dreapta. PSD-ul a avut la ultimele alegeri, știu, 10%. Deci nu au niciun interes față de noi, românii plecați în afară. Cu toate acestea, nu ți se pare straniu? Pentru că în anul 2018 este până la urmă un an foarte important pentru România. Sunt 100 de ani de la România Mare. Anul centenarului vor fi foarte multe evenimente pe parcursul acestui an. Din păcate, din câte cunosc eu, în acest moment nu există o strategie sau un plan bine pus la punct guvernamental pentru anul centenarului. Ceea ce există sunt niște planificări regionale, așa fiecare cum și-a planificat. Și iată că în acest an, chiar la început, o noutate despre a dispariția unui minister
care s-ar ocupa de românii de pretutindeni, care se ocupă în mare parte de românii aflați în regiunile istorice, care deja nu mai aparțin de România. Deci, cum ați spus, încă nu este sigur că acest minister va fi lichidat. Astăzi am înțeles că este ședința Comitetului Executiv a PSD-ului în care se decide soarta guvernului și structura. Din ce am înțeles, există posibilitatea ca acest minister să fie păstrat în acest an, tocmai pentru că este anul centenarului, dar pe termen lung, oricum PSD-ul vrea să pună crucea acestui minister, ceea ce mi se pare foarte grav, referitor la faptul că este anul centenarului și că ar trebui să fie atrași românii care sunt plecați sau din regiunile istorice. Pe noi PSD-ul nu ne consideră parte din România, nu ne-au lăsat să votăm, de cele mai multe ori au încercat să ne îngrădească acest drept, dacă ar putea ne l-ar lua cu totul. Deci această, cum să spun, poziția lor față de noi, față de românii din afara țării, nu este nimic nou. Deci nu ar trebui să ne mire acest aspect. Am înțeles. Din păcate, timpul pentru discuția noastră s-a cam terminat. Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție și îți urez succes în continuare la Chișinău. Te mai aștept cu mare drag aici la Iași să discutăm despre ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă aici, pentru a putea apropia cât mai mult cele două părți ale unei României mari. Mulțumesc și eu pentru invitație și mult succes emisiunii. Mulțumesc tare mult, rămâneți cu noi, revenim la a doua parte a emisiunii, stați aproape!